Suntem la fel de puternici pe cât suntem de uniți, la fel de slabi pe cât suntem divizați. De-a lungul întregii noastre existențe, omenirea a fost supusă unor încercări absolute ce au generat războaie ale sufletelor, care au încercat să materializeze binele prin punerea în evidență a așa zisului rău. În vederea emancipării ființei, revoluționând de fiecare dată tot ce s-a spus, tot ce s-a crezut și tot ce s-a făcut. Cu toate acestea, luptele nesfârșite ale orgolilor celor care au avut curajul să facă un pas înainte ca să dirigeze și să organizeze existența celor tăcuți au generat vicii și proaste obiceiuri care, într-o oarecare măsură, au împins omul într-o propastie a regresului moral, consecință ce se resimte și astăzi în societatea secolului 21. Astfel, se observă o degradare treptată a caracterizării omului în plan etic, fiind situată pe poziție superioară împlinirea în plan material, în defavoarea împlinirii sufletești. De aceea, prin ideile mele utopice, îmi imaginez că Europa este un loc unde toată lumea este egală în gânduri, cu toți avem șansa de a ne exprima liber gândurile, părerile și opiniile, sau de a face alegeri pe baza propriilor simțiri și principii, un loc unde toată lumea este bine primită, indiferent de locul de proveniență, culoarea pielii, rasă sau religie, fericită și liberă. Europa este locul sigur în care fiecare copil poate merge la școală, unde să aibă parte de o educație aleasă, unde să asimileze cunoștințe, să-și însușească de prinde și pricepe, toate acestea în vederea devenirii ulterior acestea într-o personalitate activă și creativă. Școala europeană îi oferă șansa de a descoperi lumea prin a-l ajuta să o exploreze și să culeagă din fiecare experiență sau interacțiune cu mediul înconjurător și mediul social valori. Aceasta este cel mai bun prieten, un loc unde acesta se dezvoltă armonios și este permanent protejat de orice rău, devenind o a doua familie. Europa este locul în care totul este posibil, în care frumusețea se relevă prin spiritul fiecărui om și care poate atinge perfecțiunea doar prin iubire.